Oleg Brega, da? Oleg Brega de la Hyde Park. Protestez împotriva încălcării drepturilor omului în Federația Rusă. Eu am înțeles. Ok. Mă întreabă carabinierii dacă am permisiune. Poate în Federația Rusă îți trebuie permisiune, dar în Republica Moldova poți protesta conform legii 26 din 2008. Oricând, oriunde, dacă o faci pașnic. Până la 50 de oameni nici măcar nu trebuie să au anunțe, să notifice autoritățile. Da? E un drept fundamental, se cheamă libertatea de exprimare și dreptul la întrunire și asociere. Și eu fac uz de acest drept, care e protejat și de Constituție, dacă nu greșesc, articolul 34 sau 32. Și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10 și 11. În Federația Rusă se încalcă acest drept. Oamenii sunt băgați la pușcărie pentru că s-au exprimat critic la adresa guvernării sau au încercat să protesteze sau nici măcar n-au protestat, erau întâmplători pe stradă și sâmbătă trecută vreo 3000 și ceva de oameni din peste 100 de orașe ale Federației Ruse au fost înșfăcați de pe stradă, băgați în dubiță, duși la poliție, amendați sau primiți zile de arest. Și asta e încălcarea drepturilor fundamentale. Federația Rusă e tot membru a Consiliului Europei, a semnat și ea Convenția Europeană a Drepturilor Omului și o încalcă în mod flagrant. Polițiștii au scos camerele și mă filmează. Polițiștii ăștia sunt carabinieri, ei au grijă de ordinea publică și de drepturile omului. Așa scrie în legea poliției, trebuie să aibă grijă de drepturile omului, nu doar de ordinea publică. Și eu exercit acum un drept fundamental, dreptul la întrunire și asociere și libertate de exprimare. Свободу полит заключенным! Путин вор! Освободите Навальных и других полит заключенных! Мои ТВ. Ну, если транснит в директ, сау дуар филмязы, да. Ау дрепт, уж есть филмезы, ши вам дрепт, уж и филмезки есть, мы филмезки мини. Mai vin acum și colegii la Hyde Park, atunci o să-mi pun masca și nu o să mai suflu în trompetă, o să ținem lozinci și eventual o să scandem doar. Dar acum când e singur și nu sunt oameni în preajma mea, îmi permit să suflu în vuvuzelă, pentru că eu pe mine nu mă pot pune în pericol cu asta, numai eu am suflat în vuvuzelă asta, numai eu respir aerul cu ce iese din mine. Deci nu e niciun pericol, nu încarc nicio lege. Свободу полит заключенным! Încă o poză ca amintire. Salut! O, Ionel, nu te-am văzut de 100 de ani. Nu sunt direct, înregistrez, dar e ca opresc să vorbim. Și îmi pun masca. Te-am văzut, hai să salut și eu.